stimați colegi, declarația mea politică de astăzi are ca obiect primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța. Desfășurat duminică 23 aprilie, primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța a evidențiat principala problemă cu care se confruntă nu numai clasa politică franceză, ci și cea europeană în sens extins. Lipsa de încredere a electoratului în soluțiile politice, dublată de inexistența unor lideri veritabili. Practic, niciunul dintre competitorii electorali nu a reușit să obțină în primul tur nici măcar un sfert din voturile celor prezenți la urne. Și asta în condițiile în care Franța era cunoscută pentru un sistem politic bipartizan soft, cu două partide mari și altele care asigurau majoritatea parlamentară. Culmea este că, așa zisele partide mari, nici nu au reușit să-și propuseze candidații în bătălia decisivă, capitulând în fața unei mișcări politice noi, neclar conturate ideologic și a unui partid catalogat de foarte mulți ca fiind extremist. Așa cum arată rezultatele oficiale, principala problemă a construcției europene nu este reprezentată de creșterea în expunere a mesajelor extremiste, în condițiile în care doamna Marie Le Pen nu a obținut decât aproximativ o cincime din numărul de voturi exprimate. Deficiența este mai subtilă și rezide în aparentă lipsă de soluții politice, care este mascată adesea în spatele unor artificii electorale și de comunicare. De fapt, același lucru s-a întâmplat și în Marea Britanie, Brexitul producând secular cu concurs al Partidului Conservator. Deci amenințarea rezidă în preluarea proiectului eurosceptic de către partidele tradiționale, care nu se află în zona de extremă. Abia atunci riscul derapajului atinge cote de alarmă. Nu în ultimul rând, trebuie înțeles că actuala situație politică europeană, marcată de ascensiunea partidelor eurosceptice, are cauze generale, independente de specificitățile naționale. Pe de o parte, criza economică începută în 2007, ale cărei reverberații sunt resimțite încă, mai ales pe fondul faptului că o parte a populației europene este dezamăgită de rezultatele reformelor structurale operate în ultimii 10 ani. Pe de altă parte, într-o era a comunicării și a diversificării accesului la informații, erodarea imagologică a politicienilor se produce mai rapid și mai puternic. De aceea, vedem peste tot în Europa partide politice noi, cu abordări de nișă și, sau diferite de încadrările politologice clasice. Sigur că, dată fiind susținerea necondiționată a României față de proiectul european, o victorie a lui Emmanuel Macron este dezirabilă, chiar dacă nu există o filiație doctrinară evidentă, alta decât apartenența în guvernul actualului președinte socialist, domnul François Hollande. Opțiunea este destul de simplă, dar demonizarea excesivă a alternativei face rău înțelegerii fenomenelor sociale profunde. Aduce cumva aminte de ceea ce s-a întâmplat în timpul campaniei din SUA, când candidatul de atunci, Donald Trump, era descris în termeni extrem de depreciativi, nu neapărat cu argumente solide, ci din simpla rațiune că părea să aibă șanse reduse de a obține victoria. În final, aș dori să constat un lucru. Ne concentrăm foarte mult atenția asupra dezbaterii extremist versus europenism atunci când decriptăm alegerile din Franța. Și făcând asta, pierdem din vedere faptul că Franța nu e o simplă anexă a UE, ci e unul dintre părinții construcției europene. De aceea, astăzi, când se împlinesc 12 ani de la ceremonia semnării în Luxemburg a tratatului de aderare a României și Bulgariei, mi-aș dori ca raportările factorilor de decizie în ceea ce privește politica externă a României să se concentreze mai mult pe Franța în sine. Pentru asta trebuie să existe un proiect de conlucrare bilaterală mai susținută. România este totuși o țară francofonă și pare că a uitat acest lucru. De aceea, speranța mea este că, indiferent de rezultatul final al alegerilor prezidențiale de la Paris, chiar dacă este de dorit o victorie a domnului Macron, se vor face pași importanți spre renotarea relațiilor dintre noi și francezi. Mulțumesc, deputat PSD Prahova, Andreea Cosma.